Salutare! Probabil unii mă cunoașteți, unii o să mă cunoașteți acum. Mă numesc Sebi, Sebastian. Cu unii dintre voi ne-am întâlnit în tabără anul trecut. Nu știu dacă anul ăsta ne vom întâlni, dar asta nu este treaba noastră acum. Știu că poate v-ați plictisit în casă, știu că poate nu mai știți ce să faceți. Iar vă propun o specializare, să spun așa, dar e un lucru manual, practic, pentru voi, care vă poate și ajuta la aranjarea în casă, să puneți un obiect frumos care să vă arate ceva. Vă propun portret pe lemn. Ce trebuie să avem? Materiale care trebuie să le avem. Scuzați decorul, eu sunt în atelier și vă prezint și pe Andrei, băiețelul meu, cu el împreună facem această specializare. Ce avem nevoie? E o ramură, un trunchi de copac. Asta este la latitudinea voastră mai gros, mai subțire, depinde cât de mare vreți să fie fotografia. Vă arăt o mică fotografie, cum poate să arate trunchiul frumos. Și acolo puneți o fotografie. Sau, pe partea asta plană pe care o tăiați, puteți să pictați. Puteți să și pictați. Deci voi va trebui să fiți inventivi. Atunci când mergeți în pădure sau la unde mergeți voi, într-o livadă, să găsiți lemn, atenție, suntem exploratori. Nu tăiem lemnele verzi. Asta le lăsăm să trăiască. Lemnele care sunt uscate. Alea le tăiem și facem. Ce avem nevoie? Avem în primul rând nevoie de lemn, lemnul respectiv, pe care eu l-am tăiat ca să-mi fie mai ușor, să nu stau atâta să vă arăt, odată înclinat, pentru că putem să facem și aranjament care să stea pe o masă, pe un raft, sau ceva care putem să-l agățăm pe perete. Punem o mică clemă sau facem o mică gaură și punem într-un cui. Eu lucrez acum la unele mai mici. Voi puteți să faceți unele mai mari, care să puteți să puneți o poză mai mare, un portret, o poză de-a voastră mai mare, un tablou. Puteți să tăiați cu un fier răsfrău de mână sau, dacă aveți un tată care are unelte sau un unchi sau un vecin, puteți să mergeți să îi cereți să vă taie cu drujba, cu fierăstrău, cu ce are ca să fie mai ușor pentru voi. Dacă nu, uitați, eu o să încerc acum cu Andrei, împreună, mă va ajuta de aici, Andrei, ca să tăiem manual. Da? Și am obținut bucata de lemn care avem nevoie. Restul o să-l punem când mai avem nevoie. Așa, ce avem acum nevoie? O bucată de șmirgă. Andrei, alegeți și tu o piesă pe care să o pregătești. Aia. Ok. Eu o să pregătesc una dintre ele. Marginile pe care au rezumă de la tăierea lemnului, de la fierăstrău, le dăm puțin cu șmirgă, ca să nu fie poroase. Atenție, scoarța se lasă naturală, pentru ca să arate cât mai natural. De sus, de sus, de sus.
Atenție și vă repet, lemnul să fie uscat, să nu fie verde. Bun. Ce facem după aceea? Etapa următoare va trebui să dăm cu un lac, eu zic ecologic, un lac pe bază de lemn, să nu miroase și suntem exploratori din nou. Însă, după ce dăm cu lacul respectiv, ar trebui să lăsăm cam 2 ore la uscat. Eu acum o să fac etapa cealaltă, ultima, cum ar fi, ca să pun fotografia. După fotografie o să dau cu lac. Voi înainte dați cu lac, pentru că vă este mai ușor. Și apoi puneți fotografia. Bun. E simplu. Aranjăm, Andrei și tu poți să-ți aranjezi, puneți tu prima dată. Frumos. O să însemnăm partea de fotografie care vrem să o folosim. Fiți inventivi. Pentru că știu că exploratorii sunt niște copii inventivi care știu să se descurce. Și apoi cu foarfeca, după tenarul care l-am însemnat cu o carioca, o să tăiem. Andrei e foarte priceput. Și împreună cu el o să mai dezvoltăm și alte lucruri care pot să vi le trimitem. Îl pui să descumă pe cealaltă. O să tai și eu acum. Perfect. Și acum va trebui să lipim. Cum facem această etapă? Cu ce lipim? Eu am aici un spray rapid. Voi puteți să lipiți cu aracet, puteți să lipiți cu cel mai bine ar fi, să lipiți cu un lipici cu care lipiți și foile, cu asta să lipiți. Așteptăm un minut. Așa. Și în timpul ăsta vă spun o ghicitoare. Care o să o ghicească. Vă fac eu cadou un trunc frumos și îl trimit. O să-mi trimiteți adresa și îl fac cadou. Răspunsul o să-i dați lui Ștefan. Din ce mănâncă? A ieșit ce se mănâncă. E simplu. Din ce mănâncă, a ieșit ce se mănâncă. Singur cuvânt va trebui să spuneți. Andrei, aici este fotografia ta. Voi dacă puneți lipici, mai puteți să ajustați, mai mergeți încolo încoace. Cu spray-ul respectiv va trebui să fim foarte fixi. Apoi, frumos, mai ajustăm unde mai trebuie. Am lăsat un milimetru, doi mai mare. Astfel puteți să faceți și voi. Și apoi, decupăm exact
de ne trebuie. Aceasta este ultima etapă, dar așa cum vă spuneam, eu trec la penultima etapă acum, ca să lăcuim. Puteți să lăsați natural lemnul, puteți să lăcuiți. Noi îl lăcuim acum cu un lac pe bază de apă, lac ecologic. Lacul pe bază de apă, o să vă speriați, că ziceți, mă, dar iar acet acolo ce e? Că e alb. Așa este lacul eco. Andrei? Am ales să pun un peisaj. Da? Am ales să pun un peisaj. Și atunci am automat portret, peisajul, pe lemn, e gata. Putem cu o mică gaură, care o facem cu un burghiu, să-l agățăm în cui. Da? Uitați, o să și fac. Gaura respectivă. Putem să le agățăm frumos, după ce se usucă, arată bine. Imaginați-vă dacă vă alegeți un butean mai mare, o fotografie de-a voastră, așa cum v-am arătat asta, el arată foarte bine. Cum ești, Andrei? Puțin. Lacul nu va rămâne alb, lacul se va duce, va fi, scoarța va fi la culoarea ei naturală. Bravo! Uite, lăcuim și partea asta care am arătat de prima dată. Cam acesta este lucrul nostru de astăzi. Vă urăm succes și vă zicem o zi faină. Vă salutăm, să aveți grijă de voi!